seara, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Uzacona, bun venit pe pagina mea de Facebook, în bucătărie la Zidana Uzacona. Vă salut cu mult, mult drag și vă zic o bună seară cât mai frumoasă la toată lumea, la cât mai frumoasă, liniștită și cu mult, mult drag. Ia uitați-vă și am eu așa, câteva minute, nu mult stau. Astăzi clar că este ziua de live, voi v-ați învățat cu mine că eu vin în fiecare seară la voi de miercurea și vinerea, dar vreau să vă arăt ceva interesant. Ia uitați-vă și am eu aici, doamna Mariana Italia, mulțumesc cu mult drag, am primit o bogăție pentru sănătate. Ia uitați-vă, am primit aloie verde curat de la Italia, ia uitați-vă și aloie care este pentru căderea părului, pentru piele, pentru persoanele care are probleme cu piele, vă rog cineva, distribuiți live-ul meu, învață a găti cu noi în grupul și eu merg mai departe. Bună seara la toată lumea, vă salut cu mult, mult drag. Așa, eu imediat numai îmi distribui live-ul în grupul învață a găti cu noi și apoi îl postez pe canalul meu de YouTube în bucătărie la Zidana Uzacona. Dar mai întâi vă salut cu mult, mult drag, mei prieteni, eu sunt aici. Bună seara la toată lumea, așa, și vă rog să distribuiți, să ajungă cât mai departe, cât mai departe, așa. Eu deja am distribuit, voia să distribuiți live. Bună seara, bună seara, bună seara, vă iubesc. Dragii mei, prieteni, uitați-vă și am primit eu și bunătate, vie sănătate. Doamna Mariana, îți mulțumesc din suflet, am ajutat-o cu un sfat. Îți mulțumesc de cadou, ne-a trămas și lămâi de casă, din Italia. Am ajutat-o câteva sfaturi, un sfat acolo, câteva, hai să zicem așa, și uite, doamna m-a răsplătit cu un cadou. Dar pentru mine asta este o bogăție de aur, dacă luăm la drept, că eu voi face multe, multe medicamente pentru persoanele care au nevoie. În primul rând să vorbim de rozmarin. Ia uitați-vă, pentru persoanele care sunt în Europa, rozmarin înflorit, uitați-vă cât de frumos el a ajuns la mine. Să știți că rozmarinul înflorit este, facem ulei, dar putem să facem și tincturi cu el. Dar putem să-i punem pur și simplu în ulei, florile din rozmarin sunt foarte bune pentru articulație, mai ales florile acestea înflorite, ia uitați-vă, da? Este un condiment care noi îl folosim la carne, la pește, dar nemaipomenit pentru dureri de genunchi. Pentru masaj aș face, pentru coloana vertebrală sau spinare sau mușchi, sau mușchi la picioare, la picioare pentru cine are problemele cu articulați sau cu mușchi. Într-adevăr, uleiul de rozmarin liniștește, ameliorează, relaxează mușchii de la corpul omenesc. Uitați-vă, floarea deja ea se scutură, eu am să o culeg, să-mi strâng așa, de aici mai citesc, de aici că eu iubesc să citesc, de aici mai răspund la telefoanele voastre, dar eu am să fac cremă pentru față, da. Am să o fărâm foarte bine, aceste flori minunate, că sunt flori vindicatoare, sunt mai numite flori vindicatoare pentru piele. Sunt foarte bun. Cum și frunza de dafin, eu am aici foarte multă frunză de dafin. Am rozmarin înflorit și aloi. Toate acestea, trei plante, să zicem, sănătoase, vindicatorul verde mai este numit, ele ajută la piele. Dar nu numai. Dacă noi știm că frunza de dafină de mii de ani, uitați-vă, este înflorită la mine, da, de mii de ani, ea ajută la diferite boli, începând de cercanie la față, pentru cine are pete pe față, cine are coșuri, coșuri negre, coșuri albe, pentru cine are căderea părului. Să știți că frunza de dafină este minunată pentru așa boli, dar să știți că și frunza de dafină chiar și în țuică, dacă noi o punem, este pentru ulcer la stomac. Pentru cine are ulcer, pentru cine are dureri de stomac, mai ales pentru persoanele care acid la stomac. Este foarte bun. Înainte, frunza de dafin nu se consuma, dar ea se facea numai tratamente, medicamente, dar acum noi știm că o consumăm, o cumpărăm foarte mult, chiar și o uscăm, o punem în ciorbiță, o punem în cartofi, o punem în orice mâncare, chiar și la pește, chiar și la carne, dar acesta condiment este un condiment de aur care ajută la articulație, dar nu numai. Dacă vorbim, poți speli și capul cu flori sau frunze de dafină, chiar și de rozmarin, chiar și aloi. Așa, deja am vorbit de florile de rozmarin, poți face o cremă foarte bună.
O pui în ulei de măsline, îți pui un borcanel așa plin cu flori de rozmarin, peste el adaugi ulei de măsline, lași 21 de zile la întuneric sau poți să lași chiar în frigider cât să ajunge și când vrei să-i dai pe față, adaugi o lingură de amidon de porumb sau amidon de cartofi. Se primește o cremă formidabilă. Încă o dată mai explic. Flori de rozmarin, adăugăm aceste flori, da? Așa, adăugăm în borcanelul nostru, împliem borcanelul cu flori de rozmarin, adăugăm ulei de măsline sau ulei de in sau ulei de semințe de dovleac și când lăsăm 24 de zile la întuneric și când vrem să facem o cremă, adăugăm o linguriță, două lingurițe de ulei, o linguriță de amidon de porumb sau de cartofi. O cremă formidabilă pentru acne. Foarte bun. Așa, ia mai uitați-vă și mai am eu și doamna Mariana, îți mulțumesc din suflet aloe. Această aloe minunată, dragii mei prieteni, care într-adevăr este pentru căderea părului. Dacă noi vorbim pentru căderea părului. Toată lumea are, deci, căderea de păr. Toată lumea are probleme cu pielea. Toată lumea are lipsa de colagen. Să știți că aloe vera este minunată, bogată în foarte multă vitamina E. Ce înseamnă vitamina E? Vitamina E este foarte bună pentru piele, dacă noi vorbim pentru piele. Indiferent, dacă chiar ți-o rămas și zici așa că vreau, numai pur și simplu o bucată, da? Așa, în felul următor. Astăzi vrei să-ți faci o mască. Așa, ți-ai tăiet-o bine și cu acest gel minunat, ai tăiet-o, ia uitați-vă, gel, acest gel, ia uitați-vă, da? Din ele se face creme, din ele se face diferite măști, și se vinde în orice magazine spauri care este folositor pentru piele. Acest gel ajută foarte bine la păr. Chiar și așa să te ungi. Toate brazilierile, pentru cine are onoarea ca să lucreze cu doamnele sau domnișoarele brazilierice, cu așa aloe ele se spală capul în loc de șampon. Și de aia asta... De aia au câte un păr foarte lung și bogat. Ele folosesc și fac chiar șampon de aloie. Chiar și scot tot aloia și o folosesc în cap, că este ca un șampon, este foarte bună. Chiar dacă ai, ești chel sau dacă nu ai deloc păr, să știi că acest gel de aloie este foarte bun. Acest gel de aloie pentru ce mai este? Acest gel de aloie mai este pentru dureri de stomac. Dragii mei, prieteni, bună seara la toată lumea! Vă rog să distribuiți live-ul cât mai departe, să ajungă la toată lumea, că sunt într-adevăr foarte multe, să zicem așa, lucruri interesante pentru sănătatea noastră, într-adevăr sănătatea. Aceasta aloie ajută pentru cine are cancer la stomac. Sunt foarte multe persoane care are cancer la stomac. Numai o speli bine și o curiți și o scoți de această, deci, coarjă, semințe, astea nu sunt semințe, dar sunt spinii și acest gel poți să-l mănânci. Ați mă întrezi, Dana, poți să ai alergie? Nu, că aceasta este... aloie curată 100%. Dar poți mă întrezi, Dana, dar este posibil să ai alergii de aloie? În felul următor, aici, că la noi este pielea foarte sensibilă, dragii mei prieteni, așa, de 2-3 ori faci așa și aștepți câteva minute să vezi. Dacă este bine și frumos, înseamnă că nu ai nicio alergie și aloie îți primește corpul. Că sunt multe persoane că a să zic, Zidana, este aloie toxică, poate fi, eu nu am întâlnit, dacă să luăm de poate, corpul meu este mai puternic, imunitatea, metabolismul și eu nu am avut alergii, deci, de la aloie, dar tu vieți în gurică după tine. Dacă, deci, îți face alergie pe mânuți, câteva, deci, minute, 100% este foarte bun pentru a consuma această aloie. Nu ne... fugim răbdi după ea, că să nu o consumăm cu kilogramele, dacă te-o bucată așa, ca degetul, dacă te-o bucată așa, dimineața mai ales pentru persoanele care au probleme cu stomacul sau cancer sau aciditate la stomac. Ce înseamnă aciditate? Ai mâncat o dulce, deci automat te ustru stomacul. Ai mâncat o roșie, un castravete, automat te ustru stomacul. Aceasta este aciditate la stomac. Acum, pentru persoanele care într-adevăr au probleme cu articulațiile, cu pielea și cu părul, poți le adaugi pe toate, poți le adaugi din afară de aloi. Fiindcă aloia spune proaspătă, ori o îngheți, ori îți scoți gelul
și îl pui în alcool ca el să păstrează mai mult. Dar dacă adaugi rozmarinul cu frunza de dafină în ulei, poți face și masaj la bebeluș, și masaj dacă tu ai dureri de genunchi, și masaj dacă tu ai dureri de picioare, de mușchi. Și dacă noi, femeile, când fugim, când facem ceva exerciții și ne doare, avem febră musculară, la fel acest ulei de rozmarin îl faci tu singuric în casă. Ești mai drept, Zidana, el se vinde dacă este scump. Dar cel mai ușor poți să-l faci din uscat sau din proaspăt. Dacă ești mă întrebi așa, Zidana, eu nu am proaspăt niciodată, poți să fac, ia uitați-vă, la mine aici este uscat, da? Ia, l-am uscat foarte bine, îl pui în ulei de masline sau ulei de in sau ulei de semință, de dovleac, ulei de jojoba și la fel este bun. Dar cel mai minunat este așa, dragii mei prieteni, verde, mai ales pentru copii care au alergii de la pampersuri. Toate mămicile știe că folosesc pampersuri. Ca să pui tu în apă călduță, sferi două crângulițe de rozmarin cu două crângulițe de frunză de dafi, să speli copilașul, chiar și cu mușețel, este minunat, să știți, formidabil. Ce mai putem face noi din frunza de dafină? În afară că noi spălăm capul cu elixir, ce înseamnă ceai, ai pus într-un crastron apă fierbinte și ți-ai fiert câteva bune frunze de dafină ca să primească un elixir cafeniu, îți speli capul pentru persoanele care vor să aibă păr lung, ca să crească părul lung. La ce mai folosești frunza de dafin? La unghi bolnave, dacă noi avem unghi bolnave, la picioare sau la mânuți. La ce mai folosești, deci, frunza de dafină? Se folosește când avem probleme cu limba, când nouă ne miroase limba. Și aici mă întreb, Zidana, dar ce ai de frunza de dafină? Este pentru paraziți? Este. Dar dacă ești un începător de paraziți, da, poți să-l bei. Dacă tu ai de 10-15 ani, cu siguranță nu te ajută cea de frunză de dafin. Să știți că acum este în modă toate aceste plante ca să le mâncăm crude. Clar că nu ne apucăm noi să pascem ca animale, dar să știți că este nemaipomenit de bun. Ia uitați-vă și rozmarin, deci puternic și frumos. Îi mulțumesc, Doamne Mariana. Eu am primit astăzi o cutie. Ce am să fac cu el? Cu el fac unguent din rozmarin. Unguent pentru dureri de articulație, genunchi. Frunza de dafină. La fel unguente, dar aloia am să ne îngheț. Una a să îngheț. Unile într-un borcan a să îngheț. Pentru să fac gheață pentru ten. Ca să am un ten frumos. Deci uitați-vă cât interesant lucru. Interesant eu astăzi v-am povestit. Astăzi este ziua de lav. Da, trebuie să vă răspund la întrebare, dar n-am dovedit că eu am fost azi la muncă și am avut foarte, foarte mult de muncă și am fost ocupat. Așa, ia uitați-vă cum scutură toate florile ei, da? Așa, ia uitați-vă, da? Aceste flori sunt minunate pentru căderea părului, mai ales dacă noi le punem în ulei de masline. Perfect, vei avea o gâță cât mai frumoasă și la copii și la fetiți poți să le pui. Persoanele care au călcâile crăpate, uleiul de frunză de dafină și de rozmarin este formidabil. Eu aici am ulei din an, de flori, uitați-vă, așa l-am făcut, da? De flori de rozmarin, dar eu îl folosesc la păr, ca să am un păr frumos. Pentru toate femeile, să știți că aceste trucuri sunt foarte interesante, foarte bune, sănătoase, mai ales pentru noi femeile. Când câteodată, dacă știm că este absolut tot scump și nu ne permite, mă rog, facem noi în casă, facem absolut de tot. Așa, eu v-am lăsat, dacă aveți întrebări, nu v-am văzut întrebările voastre, eu am să vă le răspund cu mare drag. Numărul meu de WhatsApp este aici, ia uitați-vă, 0037376782723, Zidana Ozacna. Vă răspund eu, dacă nu am răspuns în curând, cu siguranță vă răspund sau mai târziu, sau mâine, eu vă las și mă apuc de treabă. Voi face video ca să vedeți pe canalul meu de YouTube cât de bune și sfaturi v-am dat eu astăzi. V-am pat, Zidana, îmi distribui la să ajungă cât mai departe pentru toată lumea. Fiți sănătoase, fiți sănătoase. Mulțumesc, Larisa Lupașcu, mulțumesc din suflet. Vă doresc sănătate și uitați-vă și inimă frumoasă. Vă doresc pace, dragii mei prieteni, iubire, dragoste și răbdare. Zidana Uzacovna.